Sorin Paraschiv, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și așa cum încep fiecare interviu de 10, mă întreb pe cel pe care l-am în față, de ce te-ai apucat de fotbal și cum a fost perioada aceea în care te-ai apucat în copilărie? Am iubit fotbalul, am crescut cu o generație fantastică, acea din 94. Acea generație m-a motivat mult mai mult pentru a-mi îndeplini acel vis să ajung fotbalist. Am crescut și am început fotbalul la Alexandria. Datorită tatălui meu am început acest sport. M-a îndrumat la 7 ani spre fotbal. Pe cine aveai idol din acea echipă? Păi, din acea echipă, normal, cred că toată lumea l-avea pe Gheorghe Hagi. Dar mai târziu, ajungând la Steaua și văzând ceea ce înseamnă pentru Steaua Marius Lăcătuș, la semnarea contractului meu în Ghencea ca junior, mi l-am luat ca un nou idol pe Marius Lăcătuș. Bineînțeles, când Gică Hagi venea la echipa națională, eram la fel de încântat și mă uitam cu drag. Cum era perioada aceea de început de fotbal cu echipament, poate mai puțin, cu terenuri poate mai puțin bune? Cum era perioada aceea? Păi, noi atunci nu simțeam acele lipsuri, nu le simțeam absolut deloc. Eram în curtea școlii toată ziua, mai ales în vacanța de vară. Eram pe stadion, că am avut casa bunicilor mei exact lângă stadionul din Alexandria și de dimineață până seara băteam mingea și jucam fotbal permanent. Tatăl meu a fost tot timpul alături de mine și când venea din deplasări tot timpul mi-aducea o minge, mi-aducea încălțări, că erau în permanență, erau rupte la 5-6 zile, o săptămână, erau rupte și mingile și încălțările. Am avut un mare curaj să mă ducă la București, m-a lăsat singur, practic. M-am scris, așa cum era la vremea aceea, cum se spunea la vremea aceea, m-am scris la Steaua, la grupele de juniori și practic am rămas de unul singur în București. Cum a fost să te vezi singur în București la acea vârstă? Păi a fost greu, a fost foarte greu. Fără părinți a fost foarte greu, dar când știam că vine antrenamentul a doua zi în Ghencea, trebuia să mă duc la antrenament, după care urma școală, masă, aveam așa un program destul de încărcat și mi-aduc aminte, antrenamentul era în Ghencea, cazarea era undeva în Plevnei, mai stăteam, pierdeam 2-3 ore și pe drum, școala era undeva iarăși în altă parte, deci chiar au fost sacrificii. Ce simțeai ca junior când erai la Steaua, erai în Ghencea, cum se simțea? Păi era acea atmosferă în Ghencea când se juca cu 18-20 de mii de spectatori fiecare etapă. Eram copil de mingi, din momentul în care am venit în Ghencea era bucuria mea cea mai mare să fiu copil de mingi, să dau mingile lui Lăcătuș, Didi Prodan, Toni Doboș, Gâlcă, Adrian Ilie, acea generație 94, 95, 96, care au avut și realizări, au avut și campionate câștigate, au avut și participări în Liga Campionilor, deci practic erau idolii noștri. Și acum și noi, acea generație, am devenit pentru copiii care erau la fel idoli. Cum a fost momentul în care ai făcut trecerea aceasta, nu mai erai junior și ai fost promovat la prima echipă? Cum s-a simțit? Păi destul de dificil, pentru că a fost un șoc de la meciurile juniorilor Stelei, unde aveam în fiecare an performanțe, pentru că și la junior ne băteam doar cu Dinamo și ajungeam să câștigăm campionate, ajungeam în zonele pe țară. Chiar dacă am avut mari performanțe la juniore, a fost foarte grea trecerea. În 98-99 am prins primul cantonament de la Forban cu
domnul Stoichiță, domnul Ienei, Marius Lăcătuș, foarte greu. Alergam prin acele zăpezi și prin acei munți foarte, foarte mult. A fost o perioadă de un an în care mă antrenam cu echipa mare și jucam la tineret. În acea perioadă era tineret. Iar în 99-2000 a venit domnul Pițurcă, s-au schimbat generațiile și atunci am prins pentru prima oară lotul echipei Steaua, am prins pentru prima oară banca de rezerve și pentru prima oară la un meci cu Dinamo Ghencea am fost titular și a fost o bucurie enormă pentru că a fost și un meci istoric unde am câștigat 4-1 în Ghencea și vă dați seama, să fiu titular la acel meci a fost pentru mine ceva superb. Mergând repede înainte, cumva așa, ai câștigat 3 titluri. A fost primul cel mai important și așa de mare impact pentru tine? Păi da, a fost primul cel mai important. Eram foarte tânăr. Nici nu realizam la acele momente ce însemna titlul. Nu știu, era așa o fericire, dar a fost de scurtă durată. Că atunci ești tânăr, crezi că le știi pe toate, credeam că vor urma multe altele, dar nu s-a întâmplat așa. Vreo 3 ani a fost seceta, am ieșit pe locul 2 și la Steaua locul 2 nu se premiază, cel puțin în perioada mea nu s-a premiat. 2005-2006 am ajuns în primăvara europeană, am eliminat Valencia, ne-a eliminat o echipă mult mai în formă ca noi, Villarreal, dar am ajuns foarte departe. Următorul campionat la fel. Deci campionatul s-a încununat și cu un succes în cupele europene. Anul 2 am ajuns în semifinale, am atins grupele Champions League, ne-am calificat cu Standard Liège, după care am atins Cupa UEFA la acea vreme semifinale cu Middlesbrough. Deci pentru un fotbalist cred că este important și câștigarea campionatului, dar continuitatea ți-o dă și ceea ce faci după în cupele europene. Ai spus de semifinala cu Middlesbrough, te-aș întreba cum ți-o amintești acum, dacă ți-o amintești ca poate cea mai mare performanță a carierei sau dacă ți-o amintești ca cea mai mare dramă a carierei? Păi, nu știu, mi-o amintesc, nici nu prea vreau să mi-o amintesc așa, să vă spun sincer. Mi-o amintesc că am luat cartonaș galben în prima repriză în meciul turc cu Middlesbrough, la București. Mi-o amintesc iarăși că Bănel a luat cartonaș galben și am fost amândoi suspendați pentru returul cu Middlesbrough. Iarăși mi-o amintesc că la 1-0 pentru noi am avut bară, la 1-0 pentru noi am avut să facem 2-0, 3-0 și nu s-a putut. Dar cu toate astea, returul am avut iarăși 2-0 și foarte multe probleme de lot. Accidentări, suspendat eu, suspendat Bănel. Eram foarte importanți, cred eu, la acea vreme și eu și Bănel, pentru că aveam foarte mulți ani de când jucam în acea echipă și probabil și cu Bănel în acea echipă, în acel 11, poate era altceva. Va mai ajunge o echipă românească acolo? Păi deocamdată nu. Deocamdată nu, că s-au dezvoltat foarte mult echipele din vest. S-au dezvoltat foarte mult echipele de afară și noi, mi se pare că am rămas pe loc cam la acea vreme din 2006-2007 care eram noi. Fotbalul s-a schimbat, nu mai este același fotbal. Eu cred că este un fotbal mult mai rapid, mult mai greu decât cel pe care îl jucam noi, chiar și în Liga 1. Dar cred că am rămas cu mentalitatea și cu gândul la fotbalul din 2006-2007 și multe lucruri s-au schimbat în fotbalul occidental și din nefericire nu putem să ținem nivelul. Apropo de meciurile acestea de Champions League, ce însemna sau ce a însemnat să jucați pe Santiago Bernabeu? În public atunci parcă se auzea mai tare susținerea publicului român decât spaniolii. Păi da, a fost ceva extraordinar, a fost o sărbătoare imensă. Mi-aduc aminte că eram acasă, a început tragerea la sort, mi-am luat carnețelul să notez grupele, da? N-am apucat să scriu toate cele, nu știu, 16 grupe cât au fost de 4 echipe sau nu mi-aduc aminte. Am scris doar grupa noastră, după care mi-a trimis meme de la tragerea la sorți un mesaj din sală.
Tigrului o să fii capitan pe Bernabeu. Ai fost capitan pe Bernabeu? Cu cine ai făcut schimb de fanion atunci? Cu Casillas? Cu Raul am făcut. Raul a fost atunci capitan. Da, și aici și la ei a fost Raul capitan. Da, Roberto Carlos au fost... Ce jucător te-a impresionat atunci cel mai mult? Păi... De la ei? Toți m-au impresionat, toți, dar în meciul tur am ieșit pe minutul 60-70, am fost schimbat în minutul 60 și am stat pe banca de rezervă. La banca de rezervă s-a nimerit a fi la 2 metri de noi David Beckham, care îl vedeam la televizor, lovituri libere. Da, nu mi se părea așa un jucător extraordinar, wow! Dar am stat foarte atent alea 20-25 de minute pe el, am stat focusat fiind aproape și mi-a plăcut enorm. Mi-a plăcut enorm ce am văzut la el, ce mișcări am văzut și m-am gândit, nu degeaba omul ăsta este un mare campion și a câștigat trofee și a câștigat foarte mult în cariera lui. Am văzut niște mișcări fantastice, nu stătea tot timpul, când se venea mingea în zona lui, intra tot timpul în mișcare, ceea ce noi la vremea aia făceam, dar nu făceam în ritmul ăla sau în ziua de azi, nu vezi? La jucători români sau chiar nici la mulți jucători din străinătate. Intra mingea în zona lui, se făcea că pleacă, venea la primit. Se făcea că vine la minge, pleca în spate. Deci niște mișcări extraordinare. M-a impresionat. Iar ca și adversar care l-am ținut vreodată și mi-a fost foarte greu să-l țin, dar m-am descurcat cu brio și am jucat de 2 sau de 3 ori împotriva lui, odată și cu Urziceniu, a fost Gerard de la Liverpool. Mi s-a părut un jucător complet, complet și vârf și mijlocaș central. Și mijlocaș dreapta putea să joace. Deci eu n-am văzut așa. De la vremea aia eram încântat.